El e mare. El e cel mai mare. Și măreția lui strălucește prin faptul că s-a uitat la noi oameni mici. Cel mai mare era în căutarea celor mai mici oameni de pe planetă. Și cel mai mare s-a făcut cel mai mic. Știți de ce? Pentru că ne-a iubit. Ultimul verset care l-am citit în această seară spunea Maria a zis Mă fac mică iată roaba Domnului. Eu nu sunt specială, eu nu sunt făcătoare de minuni, eu nu sunt veșnic fecioară, eu nu vă pretind închinarea. Adolescenta aceasta, tânăra aceasta a zis, iată roaba Domnului. Nu roaba îngerului, nu roaba unui sistem, ci roaba Domnului. Facă-mi se după cuvintele tale. Oare ești gata în această seară să zici la fel? Vă invit să vă ridicați. După seara aceasta, oare cum vei reacționa? La întâlnire nu cu un înger, nu cu o biserică, ci după întâlnirea ta cu Isus. Oare vei avea această reacție să te simți mic? Să-i lui Dumnezeu, Doamne, mă transform ca într-un sclav din dragoste și o să spun ceva, Dumnezeule. De azi încolo, Tu-mi spui dacă o să iau în dreapta sau în o stânga, Tu-mi spui pe ce cărare să apuc și, Doamne, îți promit azi, voi fi robul Tău, voi fi roaba Domnului. Aș vrea rugăciunea aceasta finală să-i spui lui Dumnezeu ce simți despre tine să te uiți la propria ta viață. Ai venit probabil din diverse contexte. Te-am felicitat și ne-am bucurat mult că ești prezent aici, în locul acesta. Dacă în seara aceasta nu-ți merești inima în fața regelui și să spui, El este Domnul vieții mele, el este mântuitorul meu personal. Lui îi dau nu doar banii mei, nu doar businessul meu, lui îi dau inima mea, păcatele mele, găurile mele interioare din suflet, angoasele, durerile, falimentele, căderile, lacrimile, insuccesele, durerile acelea adânci pe care nu le vorbesc cu nimeni, depresiile. Orice situație favorabilă sau nefavorabilă, e timpul, e momentul să îi ofer lui Dumnezeu. El este singurul care poate transforma în succesul tău un succes. El este singurul care poate să se transforme dintr-un sclav al păcatului într-o roba lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să producă eliberări în această seară. Nu suntem doar la colinde, nu suntem doar la o întâlnire, chiar dacă se numește seara de colinde, este seara lui Dumnezeu. Simt că în această seară Domnul vrea să aducă eliberări. Există suflete care au nevoie de eliberare. Nu o să te pun să ridici nici o mână, să nu faci vreun semn, dar în inima ta zmerește-te în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu și zic, Doamne, e miră și de mine, e milă și de problema mea, atinge-mă și pe mine, rezolvă și cauza mea. Rău biserica să ne rugăm pentru fratele Adi Rusu, care îl slujește prin... A, prin tobe, la biserică, la fanfară și nu numai, și aici, acum este internat în spital. Ne rugăm ca Domnul să-l atingă într-un mod supranatural. Vreți ca Domnul să-l atingă pe acest frate? Amin. Ne rugăm și pentru fratele păstor Vasile Bojor, care nu s-a simțit bine în această seară, dar credem că Dumnezeu îl va atinge în seara aceasta credem că Dumnezeu va atinge în seara aceasta slăvit să fie numele Domnului. Poate că ai o cauză pe care vrei să o spui în fața lui Dumnezeu, dar n apuci cu voce tare în seara asta. Dacă ai o problemă în casa ta, chiar acum când urmează sărbătorile, poate că sunt situații pe care nu le poți gestiona. În timp ce vă rog să fiți cu toții cu ochii închiși, în această se seară de colin de la ultimul moment, dacă ai o problemă personală pe care nu o poți împărtăși cu nimeni, fă un semn discret cu mână dreaptă ridicată și zici, Doamne, atinge te și de cauza mea. Dacă e cineva care are nevoie de o atingere, Dumnezeu să atingă, Dumnezeu să atingă, Dumnezeu să atingă. Dumnezeu să atingă. Dumnezeu să atingă, Dumnezeu să atingă și la balcon. Este o seară în care simt că puterea Domnului este prezentă în locul acesta să aducă eliberare. Vestea nașterii Mântuitorului este o veste care eliberează, este o veste care responsabilizează, este o veste care mântuiește. Să pleci de aici salvatul lui Dumnezeu, salvata lui Dumnezeu, robului Dumnezeu, să fii dependent de Domnul din